Bien, bien? Da. Bună seara. Da, după aspectul jocului, sincer, pot să lipesc de mulțumit de rezultat. Aici analizând doar echipa mea. De ce? Pentru că am mai avut încă două ocazii rarisime. Adică în momentul când scap singur cu portarul, e ceva extraordinar și procentajul ar trebui să fie mult mai mare în golurile marcate. E adevărat, dacă e să privesc în ansamblu, și din nou am avut ocazii bune de a marca, două bări, alte situații, dar noi chiar am avut, adică pentru mine e foarte important momentul ăsta când ajung să fiu singur cu portarul și, mă repet, trebuie să marchez. Ce pot să zic? Băieții au luptat extraordinar. Chiar cu peste, eu știu, peste un procentaj de 100% au dat mult mai mult. Au fost criticați de multe ori, le acceptăm și am acceptat aceste critici, le merităm. Dar tot timpul am spus, toți noi suntem aici în club, iubim acest club, nu îl trădăm și vom juca până la ultima picătură ca să ne îndeplinim obiectivul. Astăzi s-a încheiat doar prima repriză. Mai e o repriză la București, unde presiunea, cred eu, va fi enormă pe ambele echipe. Cine va fi mai puternic din punct de vedere mental, cred că va reuși să-și apropie rezultatul care să pentru noi să promovăm la Liga 1, în principiu. Da? În rest, mulțumesc publicului care iarăși a fost în număr mare. Știți foarte bine, în trecut am început cu 10.000, au venit 14.000. La meciul cu Iermașta au fost 22.000, păcat că n-am reușit atunci pasul final să promovăm la Liga 1. Și atunci pot să spun că eu am simțit că acest club reprezintă unul dintre cele mai importante și este din România și nu trebuie să vorbim aici de istorie, nu trebuie să vorbim de alte situații, ci doar de publicul care a venit în număr mare de atâtea jocuri și cred eu că dacă ar fi să facem o medie, am fi pe locul întâi sau poate în primele trei în România la ora actuală. Ne gândim că suntem o echipă de Liga 2, dar după cum ați văzut ce avem și în spatele băncii, Clujul, da? Este doar în alb și negru. Și asta lumea trebuie să înțeleagă. Ar fi bine să înțeleagă. În Cluj sunt mulți oameni care iubesc acest club. Poate mulți dintre ei au stat așa, într-o expectativă să vadă ce se întâmplă. E adevărat că fotbalul din ziua de astăzi, ca să-i aduci la stadion, ai nevoie de rezultate. Dar acest club este imens și cred eu că poate juca în multe meciuri cu casa închisă. Îmi mulțumesc încă o dată. Sper să fie alături de noi cu toată energia, cu sufletul, cu inima, în cele 95-100 de minute care se vor desfășura la București. Mulțumesc! Ce se întâmplă cu Florian Haică? Dacă m-ați întrebat așa, să vă spun ce se întâmplă cu Vale Alexandru. Nu e o întrebare care, vă dați seama, sunt alegerile antrenorului din timpul unui meci, în funcție de adversar, în funcție de situațiile de joc. Toată lumea știe că Haită a venit aici la Cluj datorită mie și este unul dintre jucătorii mei preferați, dar asta nu înseamnă că nu îmi urmăresc interesul și în special rezultatul ca această echipă să câștige de cât mai multe ori, iar acum în situația de față să promoveze. Și pot să spun că poate Haită va intra la București, va da gol și vom promova. Nu știu, am fost tot timpul, n-am titular, am o echipă. Poate am fost criticat de multe ori că tot am fost făcut schimbări, n-avem un lot numeros,
Suntem 23 de jucători, nu ca alte echipe, 30, 40, 60, da? Mă bazez pe fiecare dintre ei și de aceea fiecare a avut șansa să joace, fiecare va avea șansa să joace și să își lase amprenta asupra acestei echipe și sper eu într-un mod pozitiv și plăcut pentru toată lumea. După eșecul cu Hermannstadt, v-ați mai fi așteptat la un asemenea public pe Cluj Arena, să vină atât de mulți? Sincer, ținând cont de adversar, ținând cont de frăția dintre cluburi, ținând cont de numele Dinamo, mă gândeam că asistența va fi numeroasă. Poate dacă jucam noi cu Chindia sau cu o altă echipă, nu știu. Dar asta ce mi-aș dori eu și aici chiar mă adresez publicului. Poate să demonstreze tuturor în această țară că Cluj este numărul 1. În acest moment, din punct de vedere al publicului, pe viitor, sper eu, și din punct de vedere sportiv. Aici noi trebuie să venim și să ne ridicăm la nivelul lor. Una din care ați obținut o mare victorie în seara asta, într-un meci de baraj, un meci tur, cum vi s-a părut Dinamo București și ce speranțe trageți pentru returul de foc din groapă? Nu pot să fiu nedrept să spun că am fost noi extraordinari, că am fost cei mai buni, cei mai frumoși fotbal. În fotbal, de fapt, sunt momente importante, situații. Mi-aduc aminte de jocul cu Hermannstadt când am luat gol într-o fază fixă și s-a schimbat tot jocul, sau de acolo am început să suferim, ei s-au apărat foarte bine. O să spun în oglindă că și noi când am câștigat la Mediaș, am dat gol dintr-un corner în minutul 5 și am câștigat cu 2-0 și mi-a trebuit să înțeleagă asta. În fotbal, tot timpul, minutele sau zecile de minute sau momentele variază. Când odată o echipă, când odată acum depinde de fiecare cum reușește să fie mai eficientă. Astăzi, după cum spuneam, Dinamo a avut momente bune, a avut două bări, a avut poate și alte ocazii importante, dar cred că diferența un pic s-a făcut aici la determinare. Chiar băieții au jucat cu inima, s-au sacrificat și asta cred că i-a ajutat și Dumnezeu le-a dat să câștige acest meci. A jucat cu mult mai multă determinare decât în multe alte jocuri. Pentru că a fost tactica dumneavoastră de a juca la Concordia Chiajna cu 6 jucători noi și să odihniți veteranii. Nu am mai explicat. N-am odihnit pe nimeni. Am avut doar accidentat. Am dat șansa altor jucători care, vă repet, au jucat în etapele premergătoare. Adică, dacă iar mă provocam. Vedeți că noi n-am băgat jucători. Singurul care a fost pe un care n-a jucat în acest an. Uitați-vă la echipele care au folosit în deplasare un lot de jucători, printre care apăreau jucători neutilizați nici un minut. Vreau să vă spun la Slobozia că în minutul 84 iese Moroz din poartă 99 și intră Jerpelău 2005. Să spun și am curajul să spun orice vreau. Știți de ce? Că mă uit la oricine în ochi și nimeni nu are ce să îmi reproșeze sau să îmi zică că bă, ai făcut tu vreodată ceva. Tu la testul mi-a zis să mergem la orice test, vrea fiecare antrenor, știți cum mă duc? Relaxat. Dar nu știu cât să-ți relaxat să vină cu mine. Aia e problema. Și chiar le doresc tuturor antrenorilor să iubească această meserie, să fie corect cu ea și niciodată să nu îi lase sau să nu dea altora șansa să câștige prin unele metode. Da? Haideți să curățim fotbalul ăsta românesc. Că aș face și momentul zero pentru mine ar fi ideal. Și vorbesc aici chiar de Liga 2. Hai să luăm toți. Ce s-a întâmplat anul ăsta? Să mergem toți să povestim. Fiecare să pună 3 întrebări la fiecare. Să vedem ce este. Dar credeți că va face cineva asta pe dată? Nimeni. Îi puneți acum dumneavoastră 3 întrebări pentru Moldărășanu, de exemplu. Sunteți un ziarist inteligent.
Are. Îmi place. Provocarea e frumos. Vă place de tenisul cu piciorul, nu la fileu, așa. Să vin să atac cu capul, cu ce să vin? Are un Cluj lot de Liga 1? Da, eu am crezut tot timpul și... Acum are un Cluj lot de Liga 1. Până la urmă noi suntem la Liga 2. Da? Dar e adevărat că îmi doresc ca în situația în care vom juca bine la București, vom fi puternici din punct de vedere mental și ne vom obține promovarea la Liga 1, să rămână număr mare de jucători, dar e clar că putem îmbunătăți acest lucru. U, are prima șansă acum, la acest scor și... Șansele sunt 50-50. De ce? N-am o echipă puternică și ați văzut și dumneavoastră asta, da? Dacă nu vom fi la fel de muncitori, de luptători, de determinați, vom avea mari probleme. Trebuie să uităm meciul de astăzi. Meciul, știți foarte bine, începe de la 0-0. Trebuie să mergem, să avem curaj și, de ce nu, să dăm gol sau gol, dacă vrem să obținem ceva. Dar, mă repet, presiunea va fi enormă pe toată lumea. Nu numai pe noi, ci și pe ei. Și acum, cel mai puternic va triumfa. Absența lui Eli Fernandez din... La meciul din returul ăsta de încurc, ce s-a urmă de rezervă? 23 de jucători. Ați văzut soluția, am găsit. Mi s-a accidentat Chalacon. Romeo a ieșit. Fundașul dreapta nu mai aveam, că mi s-a accidentat în prima repriză fundașul stânga. Și credeți ce? A jucat Gugu, fundaș dreapta, care normal e fundaș central. Până la urmă, asta trebuie să facă fiecare, pe orice poziție joacă, să se dedice și să facă totul pentru acest club. V-ați așteptat la 2-0 după eliminarea lui Fernandez? A fost un moment cheie, minutul 70, eliminarea lui. Da, în fotbal. Să știți că eu am pățit și noi. La Liga 2 am avut un joc la Satu Mare. Echipa adversă din minutul 70 era cu doi oameni mai puțin. Și am atacat în valul și am ratat și am ratat. Și acum tatăl acelui jucător chiar este la noi la centru de copii. Cine? Asta mai în vârstă, de statură mai mică. Care se ocupă cu organizarea? Onicaș? Onicaș, bravo. Era un băiat, jucă la Satu Mare. Eu eram la Luceafăr. Și ce credeți? În 2003? Bine, Onicaș jucător cu experiență și jucat la nivel înalt. Jucat și la U, bravo. Am atacat, ok, cu doi oameni mai puțin. Am dat un gol de la mijlocul terenului și m-a bătut 1-0. Și era primul meci al meu la Luceafăr. Ce ar fi trebuit să fac? Să cedez? Să plâng? Poate a fost nedrept. Am avut 50 de ocazii. Dar ăsta e fotbal. Și trebuie să merg mai departe. Și aici credeți că la U n-am suferit și sufăr. Multe momente. Și le-am zis de ce. Pentru că noi am pierdut această promovare directă cu echipele mici. Trebuie să o recunosc. Din păcate. Dar fotbalul e imprevizibil, mai ales atunci când îl joci doar pe teren. Se poate întâmpla orice. Și atenție! Asta nu înseamnă că e nebunia asta cu cotele, cu pariuri. Oameni, nu cred așa ceva. Și nu cred că vreun jucător de-al meu face așa ceva, iar eu nici atât. Fotbalul, ați văzut în Germania ce se întâmplă, ce rezultate, în Anglia. Fotbalul e imprevizibil dacă îl joci pe bune. Da? Și așa ceva, cred că niciodată nu se va întâmpla la U, ca cineva, să facă, atâta timp cât sunt eu, vreo combinație, vreo situație. Nu, n-am de ce. Ne spui cum s-a văzut meciul din teren și cum ați simțit publicul? Da, sunt foarte recunoscător publicului care a venit în prima dată de mare și chiar am simțit suportul lor. Și am simțit de vedere că e un alt fel de joc, nu cum e la Liga 2. S-a simțit presiunea și viteza de joc ca în Liga 1 și zic că cam nu știu să facem față. Alex, probabil cel mai important gol al tău, să zicem ultimul, a fost reușită care a declanșat fiesta la final. Da, cred că e unul dintre cele mai importante goluri ale mele, ne trimit la faptul că am avut și ratarea foarte importantă. Să zic eu că marcarea golului a fost doar punctul care
oferit publicului de a vedea întreaga muncă a echipei. Deci toată echipa a muncit pentru acest gol și eu doar am pus. A fost ceva intenționat faptul că n-ați mai mers la galerie la finalul meciului, doar ați trecut și a salutat. Toată lumea, eram obosit și voiam să venim la vestiar să ne bucurăm împreună. Okay. Și după meciul cu Petrol ați fost obosit, de exemplu? Atunci a fost altceva, astăzi a fost altceva. Sunteți supărați pe galerie pentru ultima săptămână? Nu, aici aș vrea să intervin. Să știți că, în principiu și mai ales eu, am o relație extraordinară. Și acum, dacă tot vreți să știți așa istoria mea la Ucluj, că știu că abia așteptați să aflați mai multe. Vreau să spun un lucru. Atenție! Eu când am venit aici, știți vorbele, nu te prinde ploaia, nu te prinde... Nu te prinde palton. Paltonul, nu te prinde geaca groasă, ok. Am avut înainte să înceapă acest campionat o discuție bărbătească și le-am zis tot timpul. Când aveți ceva de zis, veniți și vorbiți cu mine. Față în față, da? Am avut o discuție bărbătească cu ei și am convenit la un aspect. Câte puncte fac în primele 5 etape? Ați înțeles? I-am zis că fac 10 puncte. Și i-am zis, bă, dacă faci 10 puncte, rămâi. Dacă nu, veni peste tine, pleci acasă. Ok, sunt bărbat, sunt aici cu mine, nu e o problemă. Accept această situație, da? Țineți minte la meta globus în etapa 5-a, că eram conduși cum la 0 în minutul 70, 60, chiar din prima repriză, a spus și dumneavoastră din câte țin minte, da? Câte puncte aveam atunci după 4 etape? 3, că pierdusem la Iași, da? Să știți că toată perioada asta, și nu am o problemă, am fost și înjurat, și fiecare jucător, și staff-ul, și toată lumea, lumea a fost foarte rece cu noi, foarte neîncrezătoare cu noi, dar noi am mers mai departe. Am reușit să câștigăm, am făcut 12 puncte, din 5 etape, a fost bine? Bineșor. Și după aia au mai fost situații. Dar ei au apreciat acest lucru. Eu vin și vorbesc cu ei orice s-ar întâmpla. Și acum, și oricând, le-am zis, bă, aveți ceva de spus, veniți. Dar vreau să vorbim civilizat. Nu pot să vorbesc, vă dați seama, cu 100 de oameni. Prefer să vorbesc cu 7-8 oameni, dar să vorbim civilizat, să ne respectăm. Și am toată aprecierea pentru ei. Își doresc foarte mult. Sunt frustrări mari, e adevărat la Cluj. Că această echipă este la Liga 2. Uitați-vă în tribun. 20, 22, 25 de mii de oameni. Unde mai vedeți? Vă întreb și eu. Credeți că eu n-am frustrările mele că n-am reușit să promovez direct? Am, le am. Și sufăr. Vreți să vă arat sau să fac acum pe victimă? Am niște pete de 3 săptămâni pe gât. Și n-am fost la doctor. Nu m-am dus la doctor. Dreapta, stânga, aici am pete. O să mă duc când se termină balul. Și sper să-l termin cu capul sus și promovul la Liga 1. Am probleme cu dinții pe aici. Asta e. Mai e o săptămână. Și pe aia le fac toate. Cred că mă duc direct în spital. Adică toate lucrurile astea. Nu suntem roboți. Suntem și noi oameni. Lasă o urmă. Lasă o urmă. Și suferim mult. Deși lumea crede și pare, aaa, e așa, e așa. Și viața de antrenor. Și viața de jucător, în multe situații, e și bucurie, dar și suferință, și durere. Viața de familie. Viața de familie. E de înțeles și supărarea suporturilor după meciul Gărmea, așa că, cum a fost asta, deja ar fi a patrulea sezon de Liga 2 și vrea toată suflarea uistă, toți suporterii doresc să promoveze Liga 1 din statul. Acum, dar iată, mai sunt 90 de minute care se poate sunt de acord, dar obține acest mare deziderat. Da, ok, rămânem acolo la situația respectivă. Credeți că noi n-am vrut? Știți cum a plouat în ziua respectivă, că vreți? Știți ce posesie am avut? Știți cât am greunat jocul, ploaia din ziua respectivă și terenul tot era greu? I-am zis, a fost momentul ăla că am luat gol. Că altfel, nu știu cum te curgea jocul. Dar de acolo ne-am chinuit. Am mers, am încercat. Asta e situația, din păcate. Dar, încă o dată, până la urmă, le mulțumesc jucătorilor că au avut încredere. Și astăzi au avut încredere și am încercat să le imprim multă încredere. Și sper eu să avem
la fel de puternici, de fapt, să fim și la următorul joc. Ce o să vă spuneți înainte de meciul cu Dinamo de la București, jucătorilor, mă refer? Cum o să-i motivați? Vă dați seama la câte jocuri sunt într-un an. Din punctul meu de vedere, totul este un moment așa de inspirație. Niciodată nu scriu discursuri sau ceva anume. Doar poate câteodată la final, dacă, de exemplu, la un meci, țin minte că ne-a trimis cineva un clip cu suporterii după meciul cu Steaua. Și acel clip, plus ce a apărut, l-am pus la sfârșitul ședinței tehnice, da? Dar, în general, sunt un tip care simte momentul, simte viața, trăiește viața. E adevărat câteodată impulsiv, dar le-am zis, la mine totul este de intuiție, de moment. Nu pot să zic am ceva anume, că vreau să zic. Intru la ei, le povestesc una alta, ei se mai uită ciudat la mine câteodată. Astăzi o echipă de Liga 2 a bătut o echipă de Liga 1, un brand al fotbalului românesc, Dinamo. M-a impresionat ceva la Dinamo, am văzut-o pe Dinamo luată așa slabă, să ajungă să joacă un baraj de retrogradare. Vă rog eu. Nu spuneți că Dinamo e slabă. Bun, adică uitați-vă la jucătorii care are Dinamo. Au avut ocazie. Și UO. Dar au avut mai puține taclare, e adevărat. Dar ei chiar au avut ocazie, au avut multe cornere. E adevărat că ne-am apărat foarte bine la fazele fixe astăzi. Dar zic eu că și noi am fost destul de buni și le-am pus probleme. Așa trebuie să vedem lucrurile. Pentru că Dinamo a fost slabă și UO Cluj a fost destul de bună și le-a pus probleme celor de la Dinamo, da? Îi respectăm, e un club enorm, dar în fotbal fiecare își apără șansa, fiecare își dorește să facă performanță. Din experiența de jucător, nu de antrenor, este 2-0 un rezultat periculos? Orice rezultat să știți e periculos. Că joci cu Dinamo, n-am zis de echipă, am zis din experiența de jucător pe care l-au avut. Câteodată poate și adversar. Că dacă jucam cu, nu știu, o echipă de Liga 3, să zici că poate nu era chiar așa. Dar în rest, cu o echipă de aceeași valoare sau cu o echipă cu valoare mult mai mare individual decât noi, este un scor care, până la urmă, e o repriză care am câștigat-o. Dacă suntem puternici, inteligenți și punem în practică ceea ce antrenăm, ar fi frumos să mai câștigăm o repriză. Și atunci, lucrurile cred că sunt rezolvate. Mulțumim!